Sindicaliștii din sănătate au discutat azi cu premierul Nicolae Ciucă, însă concluzia nu i-a satisfăcut. Angajații din sistemul medical spun că sunt nemulțumiți pentru că personalul auxiliar a pierdut mai multe sporuri și susțin că s-a produs în acest fel o discriminare în sistem. Concluzii care nu sunt concluzii, așteptăm în continuare să vă prezentăm niște concluzii și mai mult colegilor care să, măcar să ne satisfacă, nu să ne creeze o stare de bine în acest moment. Aceleași discuții, căutăm în continuare acele sume care ar trebui să îi răsplătească și pe ceilalți conform 156, până la urmă un drept al legii 153. N-am primit un răspuns că da, vom găsi mâine soluția. Au apărut tot felul de probleme. Așteptăm și să sperăm că nu până în rectificare, cum spun ei, o să găsească o soluție în care colegii vor primi și ei acel sfert din sfert și, bineînțeles, pentru câteva zeci de mii de oameni, nu cei care au fost, care au primit până acum. Liderii sindicali spun că dacă nu li se rezolvă solicitările, vor apela la diferite forme de protest. Ei spun că nu pot să răspundă, suntem în căutări, încercăm, găsim soluții, că au mai apărut și altele. Dar sperăm că nu știm dacă... O să vorbim cu colegii, bineînțeles, mâine o să avem un birou executiv, chiar dacă este sâmbătă, și săptămâna viitoare la început un Consiliu Național, și o să vedem ce decizi și colegii în momentul în care suntem în același punct. Deci nu am depășit punctul. Solicitările sindicaliștilor sunt legate de sporurile pe care le primesc cei din personalul auxiliar, sau mai bine zis, nu le primesc. Era acea variantă că conform 153, două și cele mai importante, ar fi trebuit ca și colegii din TESA, muncitorii și o altă mare categorie, spun ei, dar nu este mare, de colegi care să primească acel sfert din sfert pe care i-au primit brancardierii, infirmierele, îngrijitoarele și așa mai departe. Deci o discriminare care creează în interiorul sistemului de sănătate și al nostru o mare problemă. Marea problemă este că cel mai important sporul de condiții, asta este al doilea punct important al cererilor noastre, se raportează la 2018, iar la alte categorii, asistenți mai sus la medici, se face la zi. Iar o mare anomalie pe care ei nu pot să o regleze pentru că nu au bani. Și în momentul ăsta nu poate să spună, da, rezolvăm problema. Federațiile sindicale din educație discută chiar în aceste momente cu premierul Nicolae Ciucă. Principalul subiect este greva generală cu care cadrele didactice amenință încă de la finele anului trecut. Pe 19 ianuarie, în școlile din țară a avut loc o grevă de avertisment timp de 2 ore. Atrag atenția că noi ne confruntăm cu o criză acută a resursei umane. Că tinerii nu-și doresc această carieră, iar colegii pe care îi avem în sistem pleacă din sistem. Avem prea puține cadre didactice pe partea de științe exacte. Deci suntem într-o criză fără precedent, care va afecta până la urmă viitorul copiilor. Dacă vreun guvernant își permite să nu țină cont de aceste lucruri foarte clare și reale, atunci vom avea o problemă. Nu veți primi ceea ce solicitați astăzi de la premier, de la guvern? Grevă generală? Este o lovitură dată până la urmă copiilor, viitorului învățământului românesc, iar noi categoric vom transmite colegilor noștri care sunt rezultatele discuțiilor de astăzi, iar ei sunt în măsură să decidă care vor fi următorii pași, putând însemna grevă generală sau orice altă formă de protest. Sunt rezervat. Aștept să văd rezultatele. La fel de rezervat sunt și colegii noștri în teritoriu. Să știți că nu există o pasiune extraordinară pentru a organiza acțiuni de protest. Dar s-a ajuns într-un moment critic. Și nu se mai poate aștepta. N-am săturat de minciuni, n-am săturat de promisiuni, n-am săturat de justificări că de ce nu se poate acorda o finanțare corespunzătoare sistemului de învățământ.